Peste câteva zile, biletele de călătorie cu transportul rutier nu vor mai putea fi cumpărate de la casele de bilete de pe teritoriul autogării. Prevederea se conține într-un document aprobat de Ministerul Economiei, care, în parteneriat cu un antreprenor privat, va pune la dispoziția cetățenilor o nouă modalitate de procurare a biletelor prin terminalele de plăți electronice. Eu sunt deprins cu mână de ouă și cu alta. Eu am dat banul la coș, am luat biletul. Suntem și casa și ești terminal. Tot cumperi bilet, sau de la casa, sau la terminal, una așa ce ești. Tot nimeni e plăcut să văd un om, să grăiesc cu dânsul. Prea multă automatizare, tot nu-i bună. Nici oferii nu par încântați de noua formulă de plată. A este buit pe terminalul, денег нету, на запчасти нету по дороге отремонтировать машину. Это нас как бы не устраивает. Ну, это будет удобнее. Directoarea autogării de Nord susține că inițiativa este una bună, doar că are și mai multe dezavantaje. То, что касается людей более такого преклонного возраста, то в любом случае я считаю, что им более удобно покупать в касах. Почему? Потому что машина есть машина, а касир есть касир. Odată cu introducerea terminalelor, vânzătorii de bilete vor rămâne șomeri. А мы сейчас говорим о том, что мы должны создавать рабочие места. Нужно сочетать и то, и другое. То есть должны остаться и кассы, где работает касир, то есть человеческий фактор присутствует, и посттерминалы для тех, кто действительно в этом нуждается. Де лукру и пцена Молдова. Мам, копий минор, дай копий, кум. Требуется с никого-то алт-сервичу. Требуется сохранить, требуем в отцате. Касали для билети вор экзиста в норче ситуации. Так о сея амплуаре вензерили прин аппарате и прин онлайн, о парте дин касирии ноштри вор фи регрупаться на алти profesii. Noua procedură de procurare a biletelor va presupune două etape, rezervarea biletului online și achitarea. În cazul în care biletul nu este procurat în aceste 3 ore, rezervarea este anulată. În statele în care nu vor fi amplasate aceste terminale, procedura de procurare a biletelor va rămâne cea veche. În cazul acesta, oamenii achită costul biletului în unitate de transport. Rezervarea biletelor online va putea fi făcută începând cu 15 februarie și va fi valabilă doar pentru rutele interurbane și internaționale. Cea de-a doua etapă, care va începe de la mijlocul lunii martie, presupune montarea fizică a terminalelor de plată. Antreprenorul privat care va monta și gestiona terminalele a fost selectat fără licitație. Când m-au fost niște selectare, au fost ofertă din partea lor, noi am acceptat-o. Ministerul a pus problema că noi să desfășurăm serviciul respectiv. Noi am contactat compania. Compania a spus condițiile. Noi le-am acceptat. Și am încheiat contractul. Din nefericire, întreprinderile de stat, întreprinderile municipale nu sunt obligate să treacă toată procedura care o trecem noi prin sistemul de achiziții publice. Asta este o gaură legislativă și noi am propus încă 2 ani în urmă ca toate întreprinderile cu proprietate, cu proprietate de stat, unde statul este majoritar, să facă achiziții publice. Iar faptul asta că există o singură companie care prestează așa servicii, este o poveste de adormit copiii. Pentru serviciile sale, antreprenorul privat va percepe 1% din prețul biletului achitat de călător.